acest ajutor care ne oferă și oricum dânsul era în vederile noastre, dar fiind foarte ocupat din cauza asta, nu am lucrat mai din început de prună, dar mulțumim frumos. Și vreau să mulțumesc și domnului Cana de Mihai, care a venit cu inima deschisă și pot să zic că a înțeles că opera maghiară din Cluj, mai ales în zilele noastre, nu poate oferi un onorariu cum este dânsul obișnuit și asta nici nu a fost o discuție, deci pot să zic că a venit cu inima deschisă și cu iubire pentru Cluj și mulțumim frumos pentru acest lucru. Ceea ce aș vrea să mai subliniez este scena.